Stimați prieteni, doamnelor, domnilor, toți cei care v-ați luat timp să urmăriți acest program al nostru de aici, de la Viena, vă spun bun venit și în același timp o deschidere totală pentru a analiza împreună acest subiect pe care îl avem astăzi, studiul numărul 5, gestionarea datoriilor. Spun bun venit invitaților, Florin Mitriș și Cornel Dinu. Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație. Astăzi avem în analiză, așa cum am menționat, gestionarea datoriilor. Când ne gândim la datorii, când ne gândim la credite sau știu eu, alte chestiuni de genul acesta, atunci când am analizat acest studiu, m-am gândit să înțelegem că Dumnezeu este împotriva faptului ca oamenii să se ajute reciproc sau profunzimea termenului de tovarăș, care promovează o reciprocitate și dispoziția fiecăruia de a contribui la realizarea ceva bun împreună. În timpurile străvechi, oamenii se asociau în grupuri mai mari sau mai mici pentru realizarea unor obiective. Cei care se ocupau cu cultivarea pământului, de exemplu, în momentul în care era o perioadă în care trebuia să se încadreze, se asociau mai mulți pentru realizarea în timpul respectiv. Aceasta însemna să fii tovarăș sau întovărășirea oamenilor pentru a realiza puncte sau obiective strategice și imperios necesar să se încadreze într-un timp. Aș menționa încă de la început, să fie Dumnezeu împotriva acestui sistem de ajutor reciproc? Da, după cum ați amintit, aceste lucruri erau foarte comune în trecut și să spunem clar, Dumnezeu nu era împotriva lor. Ceea ce se întâmpla la acel moment era că oamenii nu aveau resursele de care noi dispunem în timpul de astăzi. Societatea era cumva construită diferit și, de exemplu, ați amintit în agricultură sau în construcții, oamenii, să spunem, nu aveau bani să investească în materiale scumpe. De exemplu, unii își construiau case din chirpici, se asociau mai multe familii, veneau, făceau chirpici, apoi veneau într-o altă zi și începeau să construiască și acest lucru se întâmpla la toate persoanele care erau implicate în acest proces. Era o ajutorare reciprocă și Dumnezeu nu a fost niciodată împotriva acestui lucru. Societatea însă s-a schimbat, sistemul funcționează puțin diferit, iar acum oamenii merg la o bancă, ridică o sumă de bani, construcțiile se fac din materiale mai scumpe. În agricultură, de altfel, ei se întâlneau, trebuiau să se încadreze pentru că altfel recoltele se stricau, astăzi la unul, mâine la celălalt, era în regulă. În ziua de astăzi totul s-a mecanizat, lucrurile se fac cu bani, societatea s-a transformat, iar acest concept, deși eu cred că este aprobat de Dumnezeu, nu mai este fezabil în societatea noastră. Drept urmare au apărut alte metode, creditul, îndatorarea și așa mai departe. Iar noi trebuie să ne adaptăm noilor condiții din societate și să ne gândim cum ar vrea Dumnezeu să gestionăm situația, deși societatea s-a schimbat și întovărășirea nu mai este o metodă așa de comună cum era în trecut. Da. Aș menționa încă de la început, atunci când se asociau, trebuia să existe și anumite relații de prietenie, relații bune și oamenii veneau din prietenie și se asociau pentru... E bine, așa cum ai amintit, societatea s-a schimbat, fiecare, cum să zic, chestiunea aceasta a independenței a proliferat și fiecare își face planul fără ca să se știe de celălalt, fără care să se asocieze cu cineva. Fiecare se... În fine, tocmai chestiunea aceasta e o metodă nouă acum, oamenii merg și se împrumută la bănci sau, știu eu, fac anumite credite, anumite chestiuni de genul acesta, tocmai din spiritul de
a rezolva o problemă destul de importantă și pe de altă parte a acționează așa în mod independent, fără să apeleze la ajutorul cuiva. În fine, că e bine, că e rău, aceasta e societatea de astăzi. În fine, studiul nostru are ca text de memorat o idee foarte importantă. Era pentru poporul Israel, pentru că și Cartea Proverbelor și Cartea și toate celelalte ale Vechiul Testament aveau un obiectiv, în primul rând, societatea evreiască. Se spune în textul nostru că bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui care dă cu împrumut. Întotdeauna au fost oameni care au dat cu împrumut și au luat cu împrumut. În ce sens cel care ia cu împrumut este robul celui care dă cu împrumut? Înainte să răspund la această întrebare, aș vrea să fac o mențiune, dacă permiteți. Da. Expresia aceasta de dator, de datorie, are două înțelesuri. Cel puțin în limba română. N-am căutat în celelalte limbi, dar în limba română are două înțelesuri. Și anume, înțeles biblic. Și anume, Pavel amintește că noi avem niște datorii. Deci, soțul este dator față de soție și trebuie să-și facă datoria față de soție. De asemenea, soția trebuie să-și facă datoria față de soț. Părinții au o datorie față de copii. Copiii, de asemenea, au o datorie față de părinți. Și chiar Domnul Hristos spune atunci când a spălat picioarele ucenicilor, el a zis, și voi sunteți datori să faceți același lucru. E o datorie bună pe care toți o respectăm. Noi avem o datorie față de Dumnezeu. Dar studiul nostru dezbate, așa cum ai amintit, datoria pe care unii și-o iau să-și permită, adică să-și facă o viață pe care nu și-o pot permite. Și așa cum ai amintit, îmi place textul de memorat care spune bogatul stăpânește peste cei săraci. Cei bogați sunt puțini. Și un bogat poate stăpâni peste toată localitatea, peste toți cei săraci. Pentru că cei săraci, cel puțin în vechime, erau tratați în așa fel încât să se împrumute la cel bogat. Și altfel, ca să-și plătească datoria, ei trebuia să muncească ei, probabil și copiilor, ca să plătească datoria. Și așa ajungeau într-o situație încât unii nu mai puteau să-și plătească datoria și ajungeau robii bogatului. Ei trebuia să muncească toată viața pentru mâncare, eventual un loc unde să doarmă și ce să mănânce. Și Biblia ne învață cum să scăpăm de această stare. Adică să nu ne îndatorăm pentru ceva care nu ne putem permite. Și vom vedea în studiul de față care sunt unii pași pe care trebuie să-i respectăm ca să ne ajungem în impas. Lecțiunea și în special textul de memorizat, că despre el discutăm, într-adevăr subliniază o problemă reală care exista în trecut la modul propriu, adică puteai ajunge sclav dacă la un moment dat nu-ți mai puteai gestiona datoriile și ajungeai sclav astfel încât să poți să-ți achizi datoriile respective. Însă conceptul acesta este cumva la modul figurat valabil și în ziua de astăzi. Dacă cineva îi datorează o sumă de bani altei persoane, devine rob nu la propriu, ci în mod cumva la figurat ești condiționat. Adică fiind dator la persoana respectivă, el are cumva o putere asupra ta să-ți... Tu cumva trebuie să-ți gestionezi viața astfel încât să poți să returnezi datoria persoanei respective. În felul ăsta putem considera că persoana care ți-a datorat bani are cumva o putere asupra ta. Pentru că până în momentul în care vei achita datoria, tu trebuie să-ți gestionezi viața astfel încât să poți să înapoiezi datoria respectivă. Deci nu mai ești liber 100% să faci ce-ți place. Exact. Și aș mai adăuga ceva la capitolul acesta. Cel care dă cu împrumut are și o anumită îndrăzneală față de celui care îi dă cu împrumut. Are, în momentul în care îi solicită ceva, celălalt se simte obligat să, chiar dacă, să zicem, nu prea îi convine, dar trebuie să răspundă acestei solicitări pentru că îi este dator. Într-adevăr, o mică mențiune. În trecut, de exemplu, boierul, să spunem că împrumuta țăranilor. Dacă boierul venea și avea o solicitare în ziua liberă a țăranului... Așa, trebuia să răspunzi. Nu îți puteai permite să-l refuzi pe boier.
Adică atunci era și mai vizibil. În ziua de astăzi nu mai suntem la modul respectiv, însă dacă ai o datorie față de bancă, nu poți să spui mâine mă las de job, plec într-o altă țară și îmi văd de treaba. Mm-hmm. Ești cumva constrâns să-ți organizezi viața astfel încât să îți plătești datoria. Da. Chiar așa începe studiul nostru, problema datoriilor. Câteodată se întâmplă ca aceste datorii să fie și motivate de anumite stări de lucruri. Una dintre ele, de exemplu, neștiința. Cam cum explicați că cineva se îndatorează sau măcar la nivel de tendință intenționează să se îndatoreze, că la bancă sau că la, știu eu, persoane fizice, o face din neștiință. Adică? Trebuie să punem niște reguli de la început. Noi avem niște priorități în viață și Apostolul Pavel le scoate în evidență aici. Dacă aveți cu ce să vă îmbrăcați și ce să mâncați, este suficient. Deci prioritățile noastre este să ai cu ce să te îmbraci și ce să mănânci. Aici trebuie să-ți investești toți banii. Unii în neștiință nu mai țin cont de aceste reguli și nu țin cont că cineva a scris anumite reguli cu privire la împrumut și riscă să se împrumută. Adică vor să-și permită o viață pe care, vor să-și facă o viață pe care nu și-o poate permite, vor să-și cumpere o mașină pe care nu poate să o întrețină sau vor să-și facă o casă pe care chiar nu are cu ce, nu poate să o plătească. Și intră în niște datorii pe care nu le mai poate plăti. Și studiul de față ne învață cum să gestionăm și care sunt prioritățile, ce să gândim înainte de a face datorii, ce priorități trebuie să punem înaintea acestui lucru pe care trebuie să-l facem. Deci capitolul acesta al neștiinței mai întâi trebuie analizat, trebuie studiată problema. Ce să-ți permiți, ce poți să-ți permiți și ce nu poți să-ți permiți. Ca să depășești chestiunea aceasta de analfabet din punct de vedere financiar. În ziua de astăzi sunt și experți care îți oferă informații, este și atât material care trebuie citit și material ca bază informatică. O remarcă vis-a-vis de acest subiect. Sunt studii care au demonstrat că o parte însemnată a populației nu are cunoștințe de bază vis-a-vis de gestionarea datoriilor. Și aici mă refer în primul la bani. Ca să dau un exemplu, este istorică cunoscută problema creditelor în franci elvețieni. Unele persoane nu au cunoștințe, de exemplu, despre volabilitatea anumitor monede. În momentul în care se fac credite, sunt anumiți indici față de care dobânda crește. Robor, Eurobor, IRC, ce mai nou. Persoane care, neavând cunoștințe despre niciun concept din acesta, se duc și fac niște credite, neînțelegând lucruri de bază care țin de sistemul bancar. Eu toate aceste lucruri le-aș încadra la categoria necunoștință. De exemplu, experții recomandă ca în momentul în care faci o datorie, suma pe care trebuie să o plătești lunar pentru acea datorie, fie că este o casă, fie că este o mașină, fie că sunt mai multe creditele, trebuie să nu depășească un anumit procent din salariul pe care îl ai, astfel încât să te simți flexibil în viața pe care o duci, să nu fii mereu la limită. Ei bine, persoanele care sunt în categoria neștiință, ei nu au cunoștințe nici despre acest procent, cât trebuie să se întindă datoriile, care sunt riscurile la care se implică și așa mai departe. Deci, după cum ați spus, există un analfabetism, să spunem așa în ghilimele, vis-a-vis de regulile economice. Iar acest analfabetism duce, în cazul foarte multor persoane, la datorii. Pentru că ei nu și-au calculat cât își pot permite să plătească lunar, nu au luat în calcul riscurile care există. De aceea, trebuie să fim pragmatici și să analizăm obiectiv care sunt regulile pieței, cum funcționează, care sunt riscurile și așa mai departe. Dacă nu avem cunoștințe, nu este nicio problemă. Există anumiți experți, unii și creștini,
care ne pot explica toate aceste reguli. Deci este imperios necesar, pe lângă cunoștințele biblice, să ne punem la curent și cu aceste cunoștințe de bază care țin de economie. Exact. Deci, dacă cineva se găsește la faza aceasta, studiul nostru nu îl lasă fără speranță. Există soluții de rezolvare a acestei probleme. În primul rând, te poți informa personal și apoi poți apela la experți din punctul acesta de vedere ca să te... Evident că trebuie să ai și o doză de încredere în expertul respectiv, pentru că la ora actuală, nu mai vorbesc în alte timpuri, dar la ora actuală sunt fel și fel de oameni care nu știi de la început dacă are o intenție bună pentru tine atunci când îți dă aceste informații sau nu. Dar va trebui să-l analizezi foarte bine, să vezi cum... Am făcut odată o asigurare la bancă și omul a venit respectiv, a venit cu carte de vize, mi-a dat carte de vize. Deci peste puțin timp am vrut să mai primesc ceva informații și m-am dus la bancă. Zic, vreau să vorbesc cu omul respectiv. Ha, ce de mult nu mai la noi. Mai găsește-l dacă îl mai poți. Nu? Așa că de-aia este foarte bine să analizăm și persoanele care îți dau anumite indicații și cu privire la aceasta. Încă o scurtă mențiune foarte importantă. Am spus că trebuie să apelăm la experți. Și unele persoane spun, păi eu mă duc la banca de la care vreau să iau creditul, este un expert care lucrează la banca respectivă și el mă consiliază și îmi spune exact tot ce trebuie să știu. Și el m-a asigurat că totul este în regulă. Mm-hmm. Cum spune noi românii, trebuie să luăm cu un gram de sare tot ceea ce vine mm-hmm. de la persoana care lucrează la banca respectivă. Pentru că eu, dacă am avantajul să-ți dau ție creditul, eu îți voi prezenta lucrurile partea astfel frumoasă. Încât să reflecte dorința mea pe care o am, să-ți vând creditul respectiv. Deci indicat este, când apelăm la un expert, acela să nu fie direct interesat în a ne vinde produsul respectiv. Pentru că altfel nu mai putem avea certitudinea că el este echidistant în analiza pe care o face. Exact. O altă cauză a datoriilor, studiul nostru o cadrează aici la lăcomie și egoism. De ce este cauza pentru care sunt unii care apelează la credit? Se împrumută de ce? Unii au mania cheltuielilor și cheltuiesc mm-hmm. peste posibilități și se împrumută ca să-și permită acest lux. Aș spune că este un viciu. Chiar mm-hmm. un frate m-a sunat, zice, dom'le, soția mea are această manie. Cheltuie mai mult decât câștigăm și ce. Nu pot să-mi dau banii pe mână. Atunci când cheltui peste posibilități, numai să satisfaci un viciu, ajungi în datorii. Și aș vrea să amintesc ceea ce a spus fratele cu privire la împrumuturi. Întotdeauna când cineva face un împrumut, apelează la un expert. Dar trăim într-o lume în care totul se schimbă. Și nici expertul nu poate să prevadă ce se întâmplă peste un an, doi, trei sau cinci. El îți vine cu cea mai avantajoasă variantă. De exemplu, ai amintit de Schweizer franc, de francii elvețieni. La acum 20 și ceva de ani, era cea mai bună variantă, pentru că venea expertul și spunea așa, uite, e cea mai stabilă monedă. Deci dacă faci împrumutul în această monedă, ea îți lua ani, 50 de ani. Ea a fost întotdeauna stabilă. Nu s-a schimbat dobânda, nu s-a schimbat absolut nimic și zice, ai o rată mică, și este o monedă stabilă. Dar nimeni n-a prevăzut că, de fapt, francul elvețian a rămas stabil, dar euro a scăzut. Și atunci ratele, sau leu a scăzut, și atunci ratele s-au mărit și oamenii au ajuns unii în imposibilitatea de a plăti. De aceea, noi gândim că totul va fi stabil. Nu. În lumea aceasta nu mai este nimic stabil și totul se poate transforma într-un haos. De aceea, când facem un credit, trebuie să avem foarte mare grijă. De exemplu, eu lucrez în domeniul ingineriei, iar noi în momentul în care facem design, proiectăm un sistem pentru mașini, noi ne gândim la cel mai rău scenariu, astfel încât noi să fim pregătiți ca să putem să manageriem cel mai urât scenariu posibil. Deci și în momentul în care faci datorii, trebuie să te gândești care poate fi cel mai mare risc dacă se va întâmpla cel mai urât scenariu. Sunt
Adică am un salariu suficient de mare astfel încât acele modificări care pot avea loc să nu îmi depășească salariul meu. Deci sunt și aici niște analize de risc care trebuie făcute. Și vis-a-vis al doilea motiv pentru care oamenii creează datorii. Primul este neștiința, al doilea este lăcomia. Adică dorința de a fi la nivelul altora, de exemplu. În ziua de astăzi, cel mai cunoscut concept, care să spun așa, este cardul de credit. Ce înseamnă? Într-un card de debit, tu ai primit salariu, ai 1000 de euro și începi să cheltui din ei până ajungi la zero. Și asta s-a întâmplat. La cardul de credit este diferit. Tu ai o sumă de bani, să spunem 5.000, 10.000, 50.000 de euro disponibili. Tu nu ai banii respectivi, însă banca ți-i dă cumva, ca să zic așa, în mod imaginar și tu te apuci și cheltuiești din ei, deși tu banii respectivi nu i-ai. Iar la sfârșitul lunii îți vine o factură pe luna precedentă, cât ai cheltuit, ți le adună pe toate. Sunt unele persoane care, dacă au posibilitatea asta să cheltuiască, deși nu au banii, cum a spus fratele, este un viciu și nu se mai pot înfrâna. Și își permit, să spunem, excursii în destinații exotice, lucruri foarte scumpe, iar în momentul în care vine factura cardului de credit la sfârșitul lunii, sunt în incapacitatea să o plătească. Deci lăcomia, cumva aș spune eu, asociată cu lipsa simțului realității, pentru că tu poți să analizezi că ai cheltuit mai mult decât, spunem noi românii, te-ai întins mai mult decât îți este plapuma. Și aceasta este un motiv foarte important pentru care mulți ajung în datorii. Lăcomia și egoismul de a avea lucruri pe care nu ți le permiți. Sau mai este la curent a încerca să impresionezi cu ceva, deși abia îți permiți. Ca să impresionezi lumea din jurul tău. Dacă permiți, aș mai putea aminti și competiția. Unii intră în competiție, chiar dacă nu-și permit. Dom'le, dacă cineva și-a luat, să zicem, o mașină bună, păi eu să fiu mai prioros și iau. Chiar dacă nu-mi permit, îmi iau. Și atunci intru în dificultăți. Aș putea să amintești asta, competiția. Foarte adevărat. Sigur că da. Și mă pregătesc să pun o întrebare, dar haideți să analizăm și cea de a treia cauză, și anume necazul din viața personală. Aici, uneori, e justificată cumva îndatorirea ori cineva din un deces în familie sau despărțirea în căsătorie sau alte, dar și aici există, cum să zic, speranță. Pentru că în cel puțin în biserica noastră sunt consilieri devotați care pot să se acorde un ajutor din punct de vedere al consiliatului, vine un ajutor și te poate ajuta să treci mai ușor peste aceste chestiuni. În fine, aceste cauze. Întrebarea este, are și implicații spirituale? Și problema mea, domnule, dacă mă lupt cu datoriile sau nu, e problema mea. Na, are implicații spirituale? Înainte să răspund la întrebare, aș vrea să tratez pe scurt al treilea caz. Te rog. Pentru care oamenii ajung în datorii. Iar acesta, al treilea caz, este cumva diferit de cele două dinainte. Uneori oamenii nu sunt lacomi, au cunoștințe materiale, au cunoștințe economice de bază, fac lucrurile corect și totuși ajung în datorii pentru că apar niște necazuri mari și neprevăzute în viața lor. De exemplu, este o familie în care, să spunem, soțul este principala persoană care aduce bani în casă, iar acea persoană se îmbolnăvește sau ajunge chiar la deces, din păcate. Sunt cazuri în care au familii, un copil se îmbolnăvește de o boală, ei investesc toate resursele pentru a ajuta copilul să-și recapete sănătatea și la un moment dat banii se termină pentru că medicamentele sunt scumpe și așa mai departe. Acestea sunt cazuri neprevăzute în care persoanele respective nu au vină și nu li se poate imputa nimic. Iar în acest caz știu că există înțelegere și compasiune atât din partea oamenilor, cât și uneori din partea instituțiilor bancare. Adică în momentul în care văd că ai avut o problemă, chiar poți să discuți cu ei de o reeșalonare, toate metodele care există. Deci trebuie să fim conștienți, să nu judecăm toți oamenii, ai ajuns aici pentru că sigur ai făcut o greșeală. Nu.
unii oameni nu fac greșeli, ci pur și simplu viața îi aruncă în niște situații foarte grele. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Acum, dacă Dumnezeu are ceva de spus în domeniul datoriilor, unul zice, asta e o chestie economică, Dumnezeu e partea religioasă, nu se... Ei bine, dacă studiem Biblia, vedem că există foarte multe texte în care Dumnezeu vorbește despre bani, despre datorii, despre domeniul acesta economic. Și sfatul Bibliei și principiul de bază este să eviți pe cât posibil datoriile. Da. De ce? De exemplu, dacă ajungi să spunem, să faci niște datorii nerezonabile pentru că ești lacom, pentru că ai neștiință și așa mai departe, viața ta cumva va ajunge într-o presiune foarte mare, vei fi tot timpul stresat, vei fi dat peste cap și indirect și viața ta spirituală va fi afectată. Dacă viața ta este zbuciumată și într-un complet dezastru din cauza problemelor financiare. Deci când Dumnezeu ne spune să le evităm pe cât posibil, El urmărește bunăstarea noastră fizică și emoțională, astfel încât și cea spirituală să prospere. Pentru că ele sunt cumva legate. Noi ca oameni nu putem să separăm anumite domenii din viața noastră. Când ceva merge rău, psihicul de obicei este afectat și toate celelalte activități sunt afectate. Da. Foarte bine menționat. Aș aminti aici la necazuri din viața personală, un necaz foarte mare este destrămarea familiei. Pentru că oamenii, mai ales cei tineri și numai ei, atunci când pornesc cu planuri în viață, vor să-și construiască o casă, să-și facă casă. De ce să plătească chiriei, de exemplu, 5-600 de euro, când poate să ia un împrumut de la bancă și să-și construiască o casă? Lucrurile trebuie să stea foarte bine în familie, pentru că și atunci când mergi să iei un credit, creditorul te întreabă cum aveți conturile, separat sau împreună. Și pe ele avem separat. El atunci îți dă seama că de fapt ceva nu funcționează. Fiecare cu contul lui, ceva nu funcționează aici. O condiție ca să primiți credit este să aveți același cont și să lucreze amândoi. Multe familii s-au împrumutat, au făcut casa, au terminat casa, s-au despărțit și au ajuns în faliment amândoi. Da. Pentru că banca n-are interes îți ia casa și n-are interes să-ți vândă ca să tu să-ți achizi datorie. Ea ți-o vinde la așa și... Preț restul, destul de mic. Preț destul de mic și restul datoriei tu rămâi dator să o plătești în continuare. Și atunci intri în un impas pe care nu l-ai luat în calcul atunci când ai făcut creditul. De aceea este un necaz foarte mare care Dumnezeu ne dă înțelepciune să fim atenți la asemenea pas pe care o faci. Când ceva nu funcționează, nu te-a pus să faci împrumuturi pe ani de zile când familia nu funcționează. Și implicații spirituale. În momentul când intri în datorii, nu-ți mai poți face datoria față de Dumnezeu. Atunci când este o solicitare, să sprijini Evanghelia, să sprijini lucrarea Domnului, nu poți să o faci pentru că n-ai cum. Nu ai posibilitatea. Nu poți să iei de la gură să dai, să sprijini Evanghelia, n-ai cum. Și atunci și lucrarea Domnului suferă și anumit toate vin de aici, așa, se lovesc una de alta. De aceea, următorul capitol al studiului nostru se ocupă de urmarea sfaturilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține neapărat să ne lipsească pe noi de anumite dorințe pe care le avem în viață. Însă atunci când se întâmplă aceste situații catastrofale în viață, va trebui să ținem cont de... Reformulez. Nu neapărat atunci să le ținem. Înainte ca ele să apară, trebuie să urmăm ca sfaturile lui Dumnezeu pentru ca pe cât posibil să prevenim apariția unor situații așa cum au fost amintite. În primul rând, Dumnezeu spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Adică și cu. Iar al doilea, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele. Poate fi și textul acesta, neîmplinirea juruințelor față de Dumnezeu, un motiv pentru care au apărut aceste probleme în viață. Nu că Dumnezeu neapărat că le-a trimis, dar dacă n-ai ținut cont de această perspectivă a Bibliei,
următoarea fază este dezastru pe care îl întâmpin în viață. De aceea este foarte important ca în viața de personală sau în viața de familie prioritate să aibă sfaturile lui Dumnezeu. Acum, studiul nostru se ocupă și de ideea cum să scap de datorii. Dacă totuși s-au făcut datoriile, există o perspectivă a Bibliei sau în viața personală, există o soluție ca să încerci să scapi de datorii sau ai făcut-o și o suporți toată viața? Da, unele persoane care ne-au ascultat probabil se întreabă, ok, am greșit și să spunem am ajuns cu datorii. Da. Există totuși o soluție? Ei bine, partea bună este că studiul ne prezintă și o soluție la problema datorilor. Să spunem că o persoană a ajuns acum în datorii și, de exemplu, lecțiunea ne prezintă 3 pași care cred că sunt foarte buni. Primul ar fi să-ți rezolvi, să spunem cumva, problema și cu Dumnezeu, să fii corect în zecimi și daruri. De obicei, un caracter, să spunem așa, nesăbuit vis-a-vis de datorii, influențează toate aspectele. Nu-ți mai faci partea nici față de Dumnezeu, ajungi să nu mai îți plătești datorile nici față de oameni și așa mai departe. Ele, de obicei, sunt corelate între ele. Primul pas e fii corect față de Dumnezeu. Dacă trebuie să-i dai cei 10%, fii corect față de El, pentru că El te va binecuvânta. Nu neapărat te va face să fii bogat, însă Dumnezeu te va binecuvânta dacă și tu îți faci partea față de El. În al doilea rând, foarte important, nu mai fă datorii noi. În special, nu știu, excursii, concedii, lucruri pe care nu ți le permiți. Dacă ai un card de credit, ideal ar fi să îl închizi, să nu-l mai folosești, pentru că există ispita, avându-l, să te duci să-l refolosești, Deci, stopează toate datoriile noi. În al treilea rând, fă-ți o listă cu toate datoriile pe care le ai la momentul ăsta. Scrie-le pe listă, de la cea mai mare, de exemplu, rata la casă, rata la mașină și ajungând cu am să dau persoane, da. 500 de euro și așa mai departe. Și începe lună de lună, ideal ar fi să scapi de aceste datorii mici, ca din salariu să-ți mai rămână bani, astfel încât să plătești mai mult decât rata minimă pe care o ai. Sunt multe, de exemplu, la cardul de credit, înainte ca să poți să-l închizi, adică să nu ai, în primul rând, dobâzi mai mari, trebuie să plătești o rată minimă. Pentru că dacă nu plătești o rată minimă, sunt penalizări și așa mai departe. Și începe să plătești rata minimă sau mai mult decât rata minimă, astfel încât toate aceste datorii să cumva să le acoperi, în mod ideal să-ți mai rămână, să spunem, doar dacă ai creditul la casă. Să nu mai faci alte datorii inutile și să te apuci să le plătești pe cele pe care le ai. Deci sunt nicio formă o stare de nepăsare, ci din contră, o analiză profundă să scad. Avem în studiul nostru încă două capitole foarte importante și anume problema persoanelor garante sau, după terminologia biblică, cel care se pune chezaș. Cel puțin în lumea actuală, în societatea actuală, este în uz chestiunea aceasta. Vrei un credit și cel care îți oferă creditul îți solicită, trebuie să ai o persoană care să semneze drept garant. Acum, o facem sau nu o facem? În momentul în care suntem solicitați de un prieten, de, știu eu, cineva. Un frate de la biserică. În momentul când banca îți cere un garant, își dă seama că tu nu poți să plătești. Și ai nevoie de un garant pe lângă. Pentru că dacă și-ar da seama că tu poți să plătești rata respectivă, nu ți-ar trebui garant. Deci, în momentul ăsta trebuie să-ți pui un semn de întrebare. În al doilea rând, ar vrea să spun că am trecut de 3 ori pe aici. Cu 3 frățiori, da? Și știți cum suntem la început când am venit în Austria, este spiritul ăsta de solidaritate. Adică să-i ajuns pe oameni, să fie alături de ei, să și cineva mi-a propus să fiu garant să-și împrumute o sumă mare de bani. Era o sumă mare. Și nici nu puteai să refuzi, că e fratele tău, cum n-ai încredere în mine? Și am mers la bancă și după ce s-a terminat
toate informațiile care le-am primit, eu mă gândeam ca și garant, în primul rând, cel care nu poate plăti e tras la răspundere, e chemat în judecată, îi se ia drepturile. Și l-am întrebat pe cel de la bancă, domnule, zic, explicați-mi și mie, care este statutul acesta de garant? Și ce, vrei să-l știi? Da. În momentul când el nu plătește o lună, a doua lună îți vine ție să plătești. Da. Și atunci am zis, frățioare, nu pot să mă bag. Cum mă, n-ai încredere în mine? Nu, zic. Eu am încredere în tine, dar dacă se întâmplă ceva, tu nu poți să plătești, intru eu în gaură. Și eu nu vreau să mă bag eu și familia mea în gaură, în necazuri pe care nu vreau să le am. Nu ți-ți dă banii, el vrea să împrumute, să facă o afacere și... nu... Și Biblia, chiar am descoperit că nu recomandă. Ne dă voie să facem, nu recomandă să fim garant, pentru că atunci când suntem garant, suntem de fapt robul celui care... am garantat un frățior, n-a luat o sumă mare, în jur de 7.000 de euro, a fost în concediu o lună și n-a putut să plătească și a doua lună mi-a venit mie imediat. Bine, era un frățior de treabă și mi-a tapătit, era o sumă mică. Dar vreau să zic cum procedează banca. Debitor. Aș fi vrut să mai amintesc un lucru. Ce te faci cu datoriile care nu sunt înregistrate de la om la om? Că mai sunt și anumite care... anumiți... Împrumuturii... Mai este o variantă, da, la asta. Știi ce? N-am 200. N-am. Mai e și o variantă asta de nepăsare. Adică, știi ce? Eu ți-am dat banii, dar n-am 200 de înapoi. Ce? Stai în banii ăștia și uite așa. Ce faci cu asemenea oameni? Și nu sunt puțini, sunt mulți. În primul rând, dacă îi împrumuți cu o sumă care să te poți lipsi de ea. Asta da. Am observat și eu. Mi s-a întâmplat și mie să dau bani împrumut, să nu-i mai primesc. Și principiul meu este cel pe care l-a anunțat fratele. Dau împrumut doar dacă îmi permis să pierd banii respectivi. Doar dacă știu că n-au un impact mare. Dar niciodată nu împrumut ceva astfel încât să nu pot permite să gestionez situația în care nu-i primesc. Da, da. Aici este cea mai mare problemă. Numai că sunt și asemenea oameni. Poate noi n-am face lucrul ăsta, Biblia ne învață să plătim datoriile, indiferent unde sunt, că sunt contabilizate sau că sunt la mica înțelegere, trebuie să le plătim. Unii au zis, domnule, nu, n-am cum, nu ține mai plătit, ce stai în banii aia? Și uite așa. Este o situație, într-adevăr, foarte neplăcută. Mai doream să fac o remarcă sau două vis-a-vis de acest subiect al persoanelor garante, chezășia, cum spune Biblia. Eu analizez statistic. Statisticile spun că 75% dintre persoanele care au un garant, ele nu mai plătesc. Adică 75% din banii ăștia nu sunt plătiți de cei care au închiriat, sunt plătiți de garanți. Considerând acest lucru, că 75% din bani sunt plătiți de cei care garantează, nu este logic să nu mă bag în acest risc foarte mare? Pentru că sunt șanse 75% ca eu să plătesc banii, nu cel care i-am promutat. Pentru că statistica nu minte. În al doilea rând, Biblia este foarte clară și aproape că ne interzice cu totalitate să ne punem garanți. Adică ne spune că nu trebuie să facem chestia asta. În vremea respectivă exista posibilitatea să ieși, să spui și spune du-te, roagă-te de el și ieși din chestia asta. Exact. În ziua de astăzi nu mai există posibilitatea. Dacă te-ai pus garant, totul se termină când el plătește banii sau tu ai plătit banii. Deci... eu aș îndemna pe toți oamenii să nu facă gestul ăsta, chiar pentru fratele lui, chiar pentru... nu este indicat, pentru că sunt niște riscuri pe care tu nu ți le poți asuma. Și a doua mențiune de schemele de îmbogățire rapidă. Da. Ziua de astăzi sunt foarte multe persoane care vin cu soluții, spun te poți îmbogăți rapid, scheme care se numesc în ziua de astăzi multi-level management. Adică cineva mă bagă pe mine, eu mai bag alte 5 persoane în sistemul ăsta și așa mai departe. Se face ca un sistem, multi-level management. Și ei te încurajează la început, investești o sumă mare în produse și apoi le vinzi. Și s-a demonstrat că foarte multe persoane nu reușesc să vândă acele produse, rămân cu datorii foarte mari și ajung la ruină financiară. Deci Biblia interzice în mod clar schemele de îmbogățire rapidă, adică afaceri foarte riscante în care crezi că poți să ai un venit foarte mare într-un termen scurt.
acești bani nu sunt binecuvântați, cei în care tu urmărești să te îmbogățești rapid. Și deși este un subiect controversat, aș aminti pe scurt și aceste criptomonede, care poate că unele pot fi destul de sigure sau relativ sigure, însă observăm că au existat companii mari de cripto care au dat faliment și sunt oameni, am citit, care și-au băgat toate investițiile lor, toți banii, de exemplu, în Statele Unite, care îi opriseră pentru pensie, i-au băgat în această companie, în cripto, iar când compania a dat faliment, i-au pierdut toți banii, pentru că au vrut să se îmbogățească rapid. Ei bine, Biblia ne spune clar să stăm departe de toate aceste metode care ne promit câștiguri senzaționale într-un timp scurt. Pentru că de obicei acestea sunt capcane și aceste metode nu sunt aprobate de Dumnezeu. Acum, apropo de scadențe și apropo de împrumuturi, dacă în vechime era regula ca la fiecare 7 ani să dai iertare datornicilor, se poate aplica și astăzi celui care i-am împrumut dacă au trecut 7 ani? În vechime era o tactică. Și cei care împrumutau știau de legea asta și ei făceau împrumut mai puțin de 7 ani și te obliga să plătești în aceștia 7 ani ca să nu fie ei nevoi să te forțau să plătești datoria în 7 ani. Dar dacă nu puteai să plătești, era această lege. Există și astăzi. Cum zic eu, regula falimentului, nu? Și băncile. Când nu mai poți să plătești, intri în faliment și firmele intră în faliment și nu poți să nu plătești tot creditul, plătești o sumă care poți să-ți permiți. Dar asta înseamnă să nu ai nicio proprietate, pentru că ți-au toate proprietățile. Deci ajungi oricum în faliment. Era o regulă ca în vechime Dumnezeu a gândit în așa fel încât ca și oamenii care n-aveau altă șansă, era o șansă, n-aveau altă șansă, se împrumutau pentru mâncare, să nu ajungă până la urmă robii celui care și să fie viața. Iertați, să fie iertați. Probabil că cel care ia cu împrumut știe regula asta și la 7 ani vine și spune, băi, ce regula, spune să mă ierți după 7 ani. Ei bine, eu aș zice că situația respectivă era gândită ca unii să nu ajungă sclav pe toată viața. Ok, da, ai făcut o greșeală, da. 7 ani, să spunem, ești într-o situație dificilă, dar apoi trebuie să te eliberezi. Asta era și ideea. Însă în ziua de astăzi, la banca după 7 ani nu o să-ți spună ești eliberat. Eu zic că nu este o problemă dacă noi o aplicăm în funcție de persoane care dau cu împrumut. Dacă i-am dat unei persoane, a ajuns în niște necazuri și după 7 ani noi decidem să-l iertăm de datorie, în fața lui Dumnezeu nu este nicio problemă. Însă dacă eu sunt persoana care a cerut bani împrumut și apoi am uitat să-i dau și nu mai răspund la telefon și așa mai departe. Așa? Da, și zic că Biblia spune după 7 ani să... Ei bine, eu nu m-aș baza pe lucrul ăsta. Situația asta a fost făcută într-o societate, cum a spus frate, în care oamenii împrumutau să mănânce, nu să se ducă în Maldive. Adică era cu totul altceva la momentul respectiv și ei puteau ajunge sclavi. În ziua de astăzi îți declar falimentul personal, dar bineînțeles sunt consecințe. Anumiți ani ești sub monitorizare și așa mai departe. Prieteni, cred că am atins punctele importante ale acestui studiu. Cât e o concluzie din partea fiecăruia în finalul studiului nostru? În concluzie aș vrea să spun că trebuie să reținem că Biblia nu încurajează datoriile. Trebuie să înțelegem motivele pentru care le avem, iar dacă suntem în datorie, trebuie să urmăm acei 3 pași pentru a ieși din datorie. Să nu ne punem garanți la nimeni, pentru că este un risc pe care noi nu le realizăm și nu ne-l putem asuma. Și să evităm schemele de îmbogățire rapidă și toate aceste lucruri care ne promit că vom deveni milionari peste noapte. Sunt niște sfaturi înțelepte pe care Biblia ni le dă, trebuie să le punem în practică, pentru că dacă punem în practică toate aceste sfaturi pe care le-am învățat în săptămâna aceasta, vom avea o viață mult mai liniștită și mult mai fericită. Da. Un sfat este atunci când
facem o datorie, suntem nevoiți, că și chiar studiul nostru, atunci când facem o datorie pentru un lucru bun, pentru o casă unde poți să locuiești, să căutăm o variantă cea mai bună, să ținem cont de sfatul lui Dumnezeu, să-L întrebăm și pe El, să-L implorăm, să-L băgăm și pe El în situația asta, ca El să ne ajute să putem să plătim. Altfel, putem ajunge la faliment. Vin lucruri neprevăzute și putem ajunge foarte ușor la faliment. O boală, o despărțire, ceva probleme și atunci intrăm în... nu mai putem plăti. Dar dacă Dumnezeu este introdus în această situație, El ne poate binecuvânta. Aș spune în încheiere că toate aceste probleme care survin datorită datoriilor sau datorită incapacității de plată afectează și partea spirituală. Omul devine altfel, societatea din jur este în permanentă schimbare și atunci când ne confruntăm cu astfel de situații, este afectată implicit și viața spirituală. Prieteni, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Vă reînnoim invitația ca și în următoarele dăți să fiți împreună cu noi la ora de studiu biblic. Până atunci, vă spunem tuturor la revedere!